Salut, mă numesc Adi și astăzi o să rezolvăm un exercițiu cu ecuație de gradul 2. Avem exercițiu. Fie a mulțimea soluțiilor reale ale ecuației 2x la 2 plus 5x minus 3 egal cu 0, determinați mulțimea a fără minus 3 și 3. În primul rând, o să aflăm soluțiile reale ale ecuației. O să aflăm delta, care este egal cu 3 la 2 minus 4. AC. În terminul B este 5, deci 5 la 2, minus 4, de mulțit cu 2, și de mulțit cu minus 3. O să avem 5 la 2 este 25, minus 4 de mulțit cu 2 este minus 8, și minus 8 de mulțit cu minus 3 este minus 24, și minus cu minus fac plus, plus 24. 25 plus 24 este 49, de unde aflăm că radical din delta este egal cu radical din 49, radical din 49 este 7. X1 are forma minus b minus radical din delta supra 2a, deci minus 5 minus 7 supra 2 de mulțit cu 2. Minus 5 minus 7 o să fie minus 12, 2 ori 2 va fi 4, minus 12 supra 4 este minus 3. X2 o să fie minus b plus radical din delta pe 2a, deci minus 5 plus 7 pe 2 de mulțit cu 2. Minus 5 plus 7 este 2, supra 2 ori 2 e 4, putem simplifica prin 2 și o să fie 1 pe 2. Ne întoarcem la condiție și avem așa. Mulțimea a este mulțimea soluțiilor. O să notăm că a este egal cu minus 3 și o doime și avem de aflat care este mulțimea a fără minus 3 și 3. Deci a fără minus 3 și 3 este egal cu, da? Deci ne uităm în prima mulțime, fără termenii de aici. Minus 3 vedem că se întâlnește în ambele, deci nu o să scriem și 1 pe 2 va rămâne el singur. Este egal cu o doimă. Și acesta este și răspunsul nostru. Sper că lecția ți-a fost de ajutor. Succes la matematică!